am găsit un comentariu foarte interesant pe Facebook, scris de Cristian Enache pe pagina Român în Canada. Cristian Enache este un agent imobiliar în provincia canadiană Ontario și de curând a fost unul dintre cei care au sponsorizat gala AREC, Association of Romanian Engineers in Canada. Nici n-am știut că există așa o organizație interesantă. Iată ce ne scrie domnul Enache. Citez. Am prieteni americani care au votat cu doamna Kamala Harris sau cu Trump. Nimic nu va schimba prietenia și respectul între noi. Lumea se schimbă repede. Nimeni nu stă numai după părerile sau opiniile noastre. Uite, clasa muncitoare din Statele Unite a vorbit clar în aceste alegeri. Oamenii votează să schimbe dacă ceva nu merge sau pentru continuitate dacă totul e ok. Mi se pare corect. Nu îmi place dentistul, mecanicul, doctorul, schimb. În alegeri sunt opțiuni pentru ambele părți politice. Nu poți forța omul să stea cu același mecanic toată viața. Așa și aici. Unii democrați schimbă taberele și invers. Mi se pare penibil să înjur oamenii care își exprimă opiniile. Le pui imediat pumnul în gură. Asta nu e democrație, e mai curând comunism. Știu foarte bine ce vorbesc. Am trăit în comunism și acum sunt în Canada. Mi este foarte ușor să înțeleg ambele tabere. Dar să arunci cu pietre dintr-o tabără sau alta mi se pare penibil în anul 2024. Un doctor sau un mecanic nu este mai puțin pregătit sau mai puțin experimentat dacă are viziuni politice. Cei șapte ani de acasă, educația și respectul pentru oameni și părerile lor sunt mult mai importante. Cu toate astea, oamenii sunt din ce în ce mai răi. Continuă domnul Enache, citez. Sunt canadian și știu foarte bine ce se întâmplă în Canada. Când vine timpul să votez, la mine lucrurile sunt clare. Am încheiat citatul. Gânduri simple, exprimate coerent pe înțelesul tuturor. Mă bucur să împărtășesc cu voi cuvintele lui Cristian.